Moldovenii, ucrainienii și rușii nu mai sunt la fel de cheltuitori ca în anii precedenți. Dacă până acum turiștii din spațiul ex-sovietic care petreceau sărbătorile pe stil vechi luau cu asalt magazinele din Sinaia, anul acesta oaspeții de peste Prut sunt mai calculați cu banii pe care îi cheltuiesc. Intră, privesc și rar cumpără câte ceva. La ce v-ați oprit acum? La o șubuliță pentru mămica. În jur la 700 de lei. Suntem în căutarea cadourilor părinților, de ca pentru mama căutau. Cât sunteți dispusă să cheltuiți? Depinde. Vom vedea dacă ne aranjează și modelul și calitatea. Vânzările nu, au scăzut, în loc să crească, au scăzut. Cam 20% vin, nu prea mai sunt turiștii de altă dată. Lipsa zăpezii, cumpărăturile sunt mai mici. Turiștii preferă să cumpere lucruri mărunte, cum sunt căciulile, mănușile, ochelarii de schi sau căștile. La polul opus se află obiectele de îmbrăcăminte și încălțăminte, lucruri preferate până acum de turiștii din Est.